Schimbările în interiorul antenei Stars continuă. Noua conducere e pusă pe reorganizare din carne, astfel că ca anumite emisiuni vor avea de suferit ce se va întâmpla cu Ștefania Duca, iubita lui Andrei Ștefănescu, cea care până acum era prezentă sâmbătă de sâmbătă la Vede Top. Surpriză! își va găsi locul cât de curând în emisiunea matinală de la Antena Stars producția de care se ocupa ea de tip pamflet e posibil să fie scoasă din grilă, spun sursele Cancan Can Ro, deoarece cifrele acesteia nu sunt deloc îmbucurătoare. Ștefania Duca se mută la matinal, e adevărat, vede topie de multă vreme pe post. Chiar dacă în interiorul antenei Star s-au fost operate nenumărate schimbări de-a lungul timpului. Emisiunea Ștefaniei Duca a fost întotdeauna de neclintit. Până acum, însă, Astfel, așa cum menționam mai sus, iubita lui Andrei Ștefănescu va fi pusă, curând, la oaltă cu ceilalți prezentatori de la Matinal. Că nu va fi a singura acolo. Miez. Nici de cum noua conducere a Antenei Stars taie necar nevie. În ultimele zile, Cancan a adus în atenție un subiect cu totul și cu totul intrigant. Una dintre prezentatoarele Antenei Stars și-a dat demisia înainte de a intra în jurnal, vezi aici detalii. Totul însă, după ce șefii acestei au încercat să-i forțeze mâna în privința unui ideal legat de o schimbare a funcției. Anume, să fie trecută de la prezentatoare. La reporteri informațiile despre subiect au curs, astfel că a fost adus în atenție și faptul că doamna în cauză, adică Olga Popa, se află la o a doua întâmplare de genul ăsta în cadrul acelui aș post. Prima oară s-a întâmplat prin 2021 atunci când de azi, pe mâine, a fost anunțată că serviciile ei nu mai sunt folositoare stației TV. Acum a fost readusă la stars de Cristi Ionescu, înainte de demisia acestuia, însă nu a decurs totul conform planului, astfel că s-a ajuns la situația în care femeia a refuzat să mai intre pe post și a strâns lucrurile și a plecat acasă.